Domnului Pio îi plăcea să le dea de mâncare lebedelor. Lua pâinea de la cină și o împărțea cu păsările. Odată chiar a vindecat aripa uneia dintre ele. Dar de la o vreme, domnul Pio avea din ce în ce mai puțin bani, și bineînțeles că și bucățelele de pâine erau din ce în ce mai mici. Până într-o zi, când s-a petrecut ceva incredibil. Lebedele au notat în adâncul lacului, au luat câteva bijuterii dintr-o cumoară străveche și îi le-au dat bătrânului. De atunci, bunul domn Pio nu a mai avut niciodată probleme cu banii.